Bună, sunt Ana Maria, am 11 ani, un papagal și multe jucării. Îmi plac păpușile și unicornii cel mai mult. Tot timpul îmi imaginez jucării noi care nu există. Dar azi o să primesc o cutie super misterioasă și o să ghicesc exact ce jucărie e în ea, fără să văd nimic. Începe rubrica Unboxing pe nevăzute! Închide ochii și deschide imaginația! Sunt gata! Unde e cutia? Pare ceva mare! Are o inimioară și... Stai, wow, se îndoaie cutia, uite! Dar până la urmă cum se deschide? Se desface cu totul și are chestii lipite pe ea. Îmi place cum se aude. Bine, hai să vedem prima punguță. E un numeraș mic, are o blăniță mică și pufoasă și se poate prinde. Deci, poate se pune pe ochi cum e asta de pe fața mea. Sau poate te îmbraci cu ea. Altceva nu mai poate fi. Foarte bună, Ana Maria. Și aici e o păturică. Ba nu, e de pus pe cap ca o coroană. Ți-o prinzi de... Gata, știu, e o pelerină. Să știi că eu deja știu ce jucărie avem. Nu te cred. Cum adică? Eu vă pușică super drăguță LOL cu multe surprize. Ha! Altă surpriză! Sunt două la fel. Poate sunt niște brațe lungi pentru păpușă. Sau nu, picioare! Gata, știu! Pun pariu că sunt o pereche de cizme pentru păpușă și o fac super înaltă. Și aici mai avem două surprize. Asta cred că e o pereche de ochelari pătrați. Sunt ciudați. Ce mai găsești tu pe acolo? Pun pariu că e o ventiță super cute cu urechi. Super cute. Mai departe avem... Aha, m-am prins. Mai avem două surprize foarte mici. Una cred că e o brățară. Și ăsta e un microfon ca să cânte la el. Păpușa e cântăreață! Wow, bravo! Deci ne apropiem de final, e foarte bine. Deci, în sfârșit, o să putem să ne jucăm. Exact, ce mai găsești pe acolo? Trebuie să mai fie. Aha, sigur am avut dreptate. Eram sigură că e păpușică LOL, super drăguță, cu două codițe lungi și îmbrăcată cu ceva. Asta știu ce înseamnă, se pune în apă cu gheață. Și ce se întâmplă cu ea? Când e cald, are o culoare și când e fric, se schimbă. Wow, ce frumos! E atât de drăguță! Bună din nou! Vreau să vă zic că mi-a plăcut episodul de azi pentru că a fost cu o păpușică de la Noriel pe care nu știam. E din seria LOL GK, se îmbracă de la surioarea ei mai mare, păpușa LOL OMG și are cizme super lungi care o fac înaltă. Cine vrea să se joace data viitoare să aducă un pahar cu gheață. Cam acesta a fost vlogul de azi. Nu știu cum să fac la final. Cu voi ne vedem data viitoare la... Cu voi ne vedem data viitoare la unboxing pe nevăzute. Pupici cu sclipici!